înregistraseră în trecut împotriva atacatorului. Astfel a ieșit la iveală că acesta fusese reclamat pentru agresiuni în mai multe rânduri, atât de iubita ucisă, cât și de către fosta soție. De fiecare dată însă oamenii legii l-au scos basma curată. Acum șeful poliției rurale din Titu și alți 4 agenți sunt verificați. Colega mea Diana Bone vine cu informații suplimentare despre acest subiect. Diana, bună ziua, ești în direct. Bun găsit! După ce mai multe informații au apărut în presă cu privire la faptul că atât rudele victimei cât și aceasta ar fi făcut sesizări multiple la poliția din Titu cu privire la comportamentul agresiv, acestea existau doar mărturiile rudelor care spuneau că s-ar fi plâns, ar fi apelat la poliție în căutarea unui ajutor din partea organelor abilitate. Cu toate acestea, trebuie spus că după această anchetă s-a dispus ca, iată, șeful poliției din Titu, șeful secției 13 rurale, să își dea demisia, iar inspectorul IPJ Dâmbovița și alți 4 angajați sunt în momentul de față puși sub lupă, iar activitatea acestora este, iată, analizată de către cei de la poliție. Ar fi minimalizată toate informațiile și nu ar fi tratat cu seriozitate ancheta, spun cei din cadrul IPJ. Diana Bone, mulțumim. Marian Vanghelie, fostul primar al sectorului 5 al Capitalei, a ajuns din nou la DNA pentru a fi audiat într-un dosar de corupție. Acesta a spus că este audiat în calitate de, citez, talentat. De asemenea, Marian Vanghelie a făcut și câteva previziuni, a anunțat că în zilele următoare vor apărea noi dezvăluiri. În calitate de talentat. Păi ce pot să vin? Ce pot să vin eu, înțelegeți? Atâta timp cât eu spun de dimineață până seara ce s-a întâmplat și de ce suntem în momentul de față așa cum suntem, că economia nu mai funcționează, oamenii face, s-au dus dracului, unii sunt fugiți prin țară, alții sunt morți. Nu, 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 policie nu mai există, avem prim-miniștri și miniștri din Tellerman. Deci ce să, e totul minunat, e totul minunat. Și venim și noi pe aici. E singura instituție care funcționează în România. Asta trebuie de aplaudat. În următoarele zile apar niște lucruri frumoase. Atâta pot să vă zic, că e foarte important asta. Trebuie să faceți dezvăluiri despre stat paralel, spuneați ceva. Nu, nu, eu vă zic că o să apară, nu că fac eu. Sunt, nu vedeți că apar ele singure? Fostul senator PSD Vlad Cosma este audiat în aceste momente la parchetul general. Cosma a ținut să aducă noi documente după plângerea depusă pe 9 februarie împotriva procurorilor Giulela Diaconu, Alfred Savu, Lucian Onea și Mircea Negulescu. Fostul deputat îi acuză pe procuror de compromiterea intereselor justiției, cercetare abuzivă, represiune nedreaptă, abuz în serviciu și constituirea de grup infracțional organizat. Am să depun noi înregistrări, noi înscrisuri, noi declarații, noi probe și am să depun un document pe care l-am păstrat în original. Iar astăzi am să-l depun în fața procurorului de caz pentru a cere să se constate autenticitatea documentului. A avut încredere să vi-l dea Negulescu să-l duceți mai departe? Da, da, da. Era de la domnul Onea. Domnul Onea i-l-a dat domnul Negulescu, domnul Negulescu mi l-a dat mie, eu l-am păstrat. L-ați depus unde trebuia? Nu, nu, nu. Din acest motiv l-am în original și l-am păstrat tocmai gândindu-mă la vremea respectivă că poate într-o zi va fi nevoie să dovedesc aceste lucruri. De aceea îl depun. Iar colega mea, Gabriela Mihai, a urmărit declarațiile lui Vlad Cosma de la parchetul general. Ni se alătură cu toate detaliile. Gabi. Bun găsit! De aproximativ o oră se află Vlad Cosma în interiorul parchetului general, aici unde, după cum ați văzut și dumneavoastră, a adus noi înscrisuri, dar și înregistrări, după cum susține. Acestea vin în completarea plângerii pe care a făcut-o pe data de 9 februarie și, deși le-a adus, nu a dorit să vorbească despre conținutul acestor noi înscrisuri ce vor fi depuse ca și probe la dosar. Însă,
susține Vlad Cosma că dacă ar fi să fie audiat aici și să spună tot ce știe, ar putea să stea zile întregi aici la parchetul general. Așadar, după ce a depus aceste noi înscrisuri și înregistrări, cel mai probabil Vlad Cosma este și audiat de procurorii parchetului general. Vom vedea ce declarații va face în momentul în care va ieși de la audieri. Gabriela Mihai a fost, mulțumim. Piteștiul este în stare de șoc. Locuitorii orașului au asistat la o scenă macabră cum rar le-a fost dat să întâlnească. Trupul unui tânăr a fost aruncat dintr-o mașină al cărei șofer a demarat apoi în trombă. Tânărul a murit la câteva minute după ce a fost abandonat pe trotuar. Totul s-a petrecut pe fondul consumului de droguri, problemă cu care adolescentul deceda se confrunta de ani de zile. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Deci cum ai spus că te numești? Roceanu Samuel. Cum mai tare? Roceanu Samuel. Samuel, Roceanu și celelalte persoane din mașină ar fi consumat droguri în seara în care Alexandru Țuțulica a murit. Tânărul avea 28 de ani și se afla cu mai mulți prieteni când i s-ar fi făcut rău. Atunci, în loc să-l ducă la spital, ceilalți l-au aruncat în stradă, unde acesta și-a dat ultima suflare. Alexandru Țuțulica locuia în apropiere de locul în care a fost aruncat din mașină. De mai mult timp avea probleme cu drogurile. În martie 2017 a fost reținut pentru 30 de zile pentru trafic de droguri, alături de alte 23 de persoane. De mai multe luni se afla sub control judiciar. Alexandru se angajase la un circ din oraș, dar continua să consume etnobotanice. Fără nicio remușcare, tovarășul său de viciu și alte trei fete l-au aruncat dintr-o mașină pe cel alături de care petrecuseră, după care au dispărut fără urmă. Mai mulți oameni au văzut însă scena și au sunat imediat la 112. Tinerii au fost prinși în trafic după câteva ore de căutări și au fost duși la audieri. El e șoferul și persoane de aici. Da, da, da. Iar suspectul principal nu a părut deloc afectat de ceea ce a făcut. Te uiți aici un pic? De altfel, șoferul mașinii ar fi cercetat în libertate într-un alt dosar pentru tentativă de omor și distrugere. Samuel Roceanu va fi cercetat în libertate pentru lăsarea fără ajutor a unei persoane aflată în dificultate. Infracțiunea se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau amendă. Continuăm, Claus Iohannis și Laura Codruța Chioveși vor afla decizia Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării peste două săptămâni. CNCD a amânat pentru data de 26 martie luarea unei decizii în acest caz. Președintele și șefa DNA au fost reclamați după ce au folosit în mai multe rânduri cuvintele penali și inculpați atunci când s-au referit la politicieni acuzați de fapte de corupție. Sesizarea a fost făcută de reprezentanții unei platforme online pe data de 19 februarie și vizează cuvintele penal și inculpați folosite de Claus Iohannis și Laura Codruța Chioveși pentru cei care au dat un adevărat asalt asupra justiției, după cum au spus cei doi. Niște penali fac o încercare disperată să atace și să discrediteze Direcția Națională Anticorupția și conducerea acestei direcții. După părerea mea, această încercare este una jalnică și neconvingătoare, iar opinia mea despre munca DNA o cunoașteți, dar îmi face plăcere să o repet. După părerea mea, Direcția Națională Anticorupție și conducerea DNA fac o treabă foarte bună. Nu ați fost foarte specific. Cum definiți dumneavoastră această sintagmă niște penali? Inculpați, suspecți, urmăriți penal sau persoane condamnate definitiv? Pentru că toate beneficiază, domnule președinte, de prezumția de nevinovăție. Așa este. Mulțumesc. Și șefa DNA s-a referit în repetate rânduri la atacul la care este supusă instituția pe care o conduce și a folosit termeni care au deranjat. Nu cred că acest atac este întâmplător. Asistăm în ultima perioadă la un festival disperat al inculpaților. Atât Iohannis cât și Chioveși au fost citați la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Traian Băsescu nu îi mai dă foarte mult timp lui Liviu Dragnea în fruntea Partidului Social Democrat. Deși a fost aplaudat la scenă deschisă, Dragnea nu mai prinde încă 2 ani în fruntea partidului, spune fostul președinte al României.
În primul rând, nu este un succes atât de mare cum lasă Dedi să se înțeleagă. Viorica Dăncilă, 2880 de voturi și împotrivă, deci pentru Andronescu și Bănicioiu, au fost 541 la Andronescu și 292 la Bănicioiu. Păi astea sunt 830 și vreo 3 de voturi. 833 de voturi. Asta înseamnă că există un curent în Congres, cel puțin, și vă asigur că voturile astea nu s-au dat fără știrea președinților de organizații, care n-au mers pe mâna lui Dedi. Conform teoriei lui Traian Băsescu, Dragnea ar urma să piardă șefia partidului în cel mult un an și 9 luni, până la alegerile prezidențiale din noiembrie 2019. Ăsta e filonul care la un moment dat va fi cel care va exploda și îl va rade pe Dedi. Eu nu cred că pe atmosfera pe care a creat-o se poate rezista până la alegerile din noiembrie 2019. Mai este un an și jumătate și guvernarea devine tot mai grea. Potrivit fostului președinte, Liviu Dragnea încearcă totuși să-și pregătească terenul și dacă lucrurile nu merg bine, să aibă la îndemână un vinovat de serviciu. Obiectivul major al lui Dedi a fost, pe de o parte, să-l facă repede, pentru că se trezesc organizațiile, iar pe de altă parte să facă transferul de responsabilitate. Nu întâmplător a venit cu premierul să fie președinte executiv, pentru că acum i-a dat încărcătură politică majoră doamnei Dăncilă, este numărul 2 în partid, deci aplică politicile partidului, nu mai este doar Dedi. Dedi și-a pregătit asta pentru situația în care iese prost și va ieși prost. Continuă reacțiile după congresul PSD în care au fost tranșate funcțiile în partid. Gabriela Firea le transmite un mesaj dur celor care acuză că raportul de forțe din partid înclină în favoarea lui Liviu Dragnea. Totodată, primarul Capitalei face un apel la calm și unitate în partid, spunând că cine va continua competiția după congres face un mare rău românilor. Reacții au fost și din partea premierului Viorica Dăncilă, care a explicat absența foștilor președinți ai PSD ca fiind o scăpare. Gabriela Firea pune stop competiției din PSD și le cere colegilor săi să treacă peste supărări. S-a dat foarte mult despre faptul că raportul de forțe înclină foarte mult în favoarea lui Liviu Dragnea de aici înainte. La ce să ne așteptăm în această privință de la birourile permanente? Este destul de neplăcut pentru cei care fac astfel de afirmații, pentru că suntem o echipă, suntem împreună și nu cred că se pune problema să vorbim despre tabere și despre, așa cum ați afirmat și dumneavoastră, bisericuțe sau raporturi de forță. Dacă este așa, e puțin cam grav. Ar trebui să fim solidari, să fim buni colegi, să trecem peste anumite supărări care poate au fost acumulate în săptămânile anterioare și să repornim motoarele activității acolo unde avem locul de muncă. La Parlament sau la Guvern, ori în primării și consilii județene, cine va continua competiția și după congres, cred că face un mare rău în primul rând românilor. La scurt timp și-a făcut apariția și premierul Viorica Dăncilă, recent aleasă președinte executiv al partidului. Întrebată de absența foștilor președinți ai PSD, primul ministru a avut un răspuns halucinant. Cred că a fost o scăpare, am toată aprecierea pentru foștii președinței partidului, cred că a fost o scăpare acest lucru. Aș vrea să vă întreb despre... Poate PSD să scape această invitație pentru foștii președinți? Nu eram președinte executiv, v-am spus doar... V-am spus, nu era încă congresul, era congresul PSD, deci nu puteam eu să fac invitațiile. Maria Neacșure, ales în funcția de secretar general al partidului, a contrazis-o pe șefa guvernului. Nu este o scăpare premeditată. Aveau loc în primul rând? Aveau foarte mult loc în primul rând. Cred că am avut în vedere, cel puțin asta este ceea ce cred eu și ceea ce știu eu. Așa cum se prefigura, ar fi fost un congres nu foarte liniștit. Din fericire s-a dovedit că n-a fost tocmai așa. După vremea a fost un congres. Nu aveam emoții pentru prezența. Vroiam ca istoria partidului nostru, reprezentată de foștii noștri președinți, să nu fie participativă în congresul de acum, în partea negativistă, să spun așa. I-ar fi susținut pe dizidenții partidului? Nu, nici pe departe. Deci nu știu dacă m-ați înțeles foarte corect ce e, sau poate că eu nu m-am exprimat foarte corect.
Deci mi-aș fi dorit ca, sau îmi doresc, sau mi-am dorit ca foștii președinți ai partidului să nu fie implicați în acele acțiuni de frondă pe care între colegii noștri le pregăteau pentru congres. Neacșu s-a declarat mulțumit de rezultatele de după congres și a subliniat că principalul viciu al echipei precedente de conducere a fost lipsa de implicare. Cred că echipa pe care o avem acum de vicepreședinți și echipa de conducere a partidului este mai puternică și cred că va fi și mai eficientă decât cea anterioară. De ce spuneți că va fi mai eficientă? Ce avea vechea conducere? Ce probleme avea? Păi aș putea spune că principalul viciu a fost lipsa de implicare. Românii sunt datori vânduți. Ratele la bănci au crescut, așa că a crescut și numărul restanțierilor. Peste 680.000 de oameni au întârziat mai mult de 30 de zile cu plata ratelor. Colega mea Monica Mocanu ne aduce toate cifrele. Monica. Bun găsit, românii nu mai au bani să-și plătească ratele la bănci și numărul persoanelor fizice cu restanțe mai mari de 30 de zile la bănci și instituții financiare nebancare a crescut cu 3,27% în ianuarie comparativ cu luna precedentă. Astfel, la începutul anului erau 680.152 de restanțieri, după cum reiese din cele mai recente date ale Băncii Naționale a României. Cumulate, aceste persoane aveau datorii în valoare de peste 7,49 de miliarde de lei. Cea mai mare parte a sumei era în lei și în euro, respectiv 3,1 miliarde de în lei și echivalentul la 3,03 miliarde de lei în euro. În funcție de categoria de întârziere, cea mai mare valoare corespunde termenului de peste 90 de zile cu aproape 4,3 miliarde de lei. Ne aducem aminte, indicele ROBOR la 3 luni de care depind direct credite românilor în lei a crescut în 2017, că a fost frumos. Dacă la începutul anului era la un nivel de 0,87%, Banca Națională a României a publicat în 29 decembrie o valoare de 2,05%. Monica, mulțumim. Viorica Dăncilă susține că l-ar cununa pe liderul PSD Liviu Dragnea dacă acesta i-ar cere. Premierul a explicat că o cunoaște pe Irina Tănase, partenera de viața lui Dragnea, și că aceasta este o fată deosebită. Liviu Dragnea s-a hotărât să o ceară în căsătorie pe iubita sa mai tânără cu 30 de ani. Anunțul l-a făcut în fața jurnaliștilor după Congresul Social-Democraților. Vioricăi Dăncilă îi arde de petreceri. Șefa guvernului se vede nașa lui Liviu Dragnea la căsătoria liderului PSD cu tânăra lui iubită. De ce aș spune nu? Da, a venit la congres, mi se pare un act de normalitate. Nu nec faptul că o cunosc pe domnișoara Tănase, o cunosc pe Irina. Este un om deosebit, este o fată deosebită. Deci nu văd aceste lucruri. Aceste lucruri fac parte din viața de zi cu zi a fiecărui om. Tânăra pe care șeful PSD vrea să o ducă în fața altarului cât de curând se numește Irina Alexandra Tănase și este mai mică decât Dragnea cu 30 de ani. Aceasta a fost asistenta lui Dragnea pe vremea când liderul PSD era ministru al dezvoltării. De altfel, tânăra a fost alături de președintele PSD la congres, ba chiar a stat în primul rând la marele eveniment și a fost în centrul atenției. Dăncilă a criticat opiniile celor care au considerat că prezența tinerei acolo nu ar fi tocmai potrivită. Faptul că noi suntem în prim planul scenei politice, dar fiecare, dacă ne ducem oriunde, în orice loc din România, aceste lucruri sunt lucruri de normalitate. La noi, din păcate, ceea ce este normal a devenit anormal. Societatea românească s-a radicalizat foarte mult. Poți să mă mai pun întrebările lui? A fost prinsă de faptul că ați apărut cu iubita dumneavoastră. I-au văzut și un inel. Vreți să faceți un anunț astăzi? Astăzi nu. Dar când ne așteptăm? Cât de curând. Cât de curând. La congres vreți să fac cine mai mult. Păi, am partid un suflet, dar nu vreau să-l bag și în familie. Irina Alexandra Tănase s-a și fotografiat cu Viorica Dăncilă în așteptarea unei relații mai apropiate. Vorbește în fața întregului congres. Liviu Dragnea a mai fost căsătorit odată cu Bombonica Prodana. Cei doi au împreună doi copii, o fată și un băiat. Gabriela Firea o laudă și ea pe Irina Tănase, iubita lui Dragnea. Primarul Capitalei a spus că nu știe dacă liderul PSD se va căsători, însă dacă acesta va face pasul cel mare, cu siguranță va participa la marele eveniment. Gabriela Firea nu vrea însă să fie nașa lui Liviu Dragnea. Se căsătorește domnul Dragnea în acest an? Nu mi-a spus, sincer, nu mi-a spus și cred că este un subiect privat. Dar dacă ne va face un astfel de anunț și ne va invita,
la cununie și ulterior la nuntă și voi fi și eu și soțul meu, Florentin Pandele, vom fi invitați, cu siguranță că vom onora invitația, mai ales că noi suntem așa cu ghilimele de rigoare, naș de profesie. Cum puteți să ne descrieți? Este o tânără care cred că este de viitor, în sensul că mi se pare extrem de preocupată ca lucrurile să meargă în direcția bună. Noi o cunoaștem și de la alte întâlniri private. Nu, mi s-a părut foarte normal. Are profilul unei prime doamne? De ce nu? De ce nu? Eu aș zice că da. Accident înfiorător în București. Azi noapte o femeie a murit, iar alți trei oameni se află în stare gravă la spital după ce un șofer a intrat cu mașina în alte două autoturisme care așteptau la semafor. Vă avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Patru erau inițial. Accidentul a avut loc în zona Băneasa. Un șofer care a apăsat prea tare pedala de accelerație nu și-a mai putut controla mașina și a intrat cu viteză în alte două autoturisme care așteptau la un semafor. Impactul a fost atât de puternic încât din cele trei mașini nu au mai rămas decât niște mormane de fier. Patru oameni au rămas încarcerați în urma accidentului, iar salvatorii au muncit zeci de minute să taie mașinile pentru a scoate victimele dintre fiare. Toți cei patru răniți, un bărbat și trei femei, au fost transportați la spital. Două femei au fost duse la Floreasca, iar bărbatul și cealaltă femeie la Elias. Din nefericire pentru o tânără de 24 de ani, medicii nu au mai putut să facă nimic pentru a-i salva viața. Femeia a murit pe patul de spital, celelalte trei victime, printre care și mama tinerei moarte, sunt în stare extrem de gravă, au anunțat medicii de la cele două unități medicale. Poliția a deschis un dosar penal și încearcă să deslușească exact circumstanțele în care a avut loc tragedia. Scene ireale pe străzile din Dej, un șofer teribilist a vrut să își impresioneze iubita și a blocat o intersecție din centrul orașului. Imaginile au fost surprinse de o cameră de bord și publicate pe un site de socializare. Polițiștii încearcă acum să-l găsească pe șoferul inconștient. Tânărul de 25 de ani și-a scos iubita la o plimbare pe străzile din Dej și pentru că a vrut să-i arate acestea cât de bun este și a încordat mușchii la volan. Sfidând orice regulă de circulație, acesta a făcut câteva manevre periculoase, mai exact a executat câteva drifturi în mijlocul drumului, rotindu-se de câteva ori sub privirile celorlalți participanți la trafic. Oamenii au oprit la timp autovehiculele înainte de a se întâmpla un incident grav. După ce și-a făcut numărul, tânărul a agonit în viteză trecând pe culoarea roșie a semaforului. Întreaga scenă a fost surprinsă de camera de bord a unui șofer care trecea prin zonă. Polițiștii încearcă acum să-l identifice pe șoferul teribilist. Și rămânem la Arad. Bărbatul care a înjunghiat ieri o vânzătoare a fost prins. Individul a intrat în magazinul în care lucra femeia, a lovit-o cu un cuțit și a fugit cu 1000 de lei din casa de marcat. Femeia este în spital, iar suspectul va ajunge în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă. Din primele date, agresorul este din Iași și are 33 de ani. O zi întreagă l-au căutat polițiștii pe individul care a tăiat-o pe vânzătoare și a jefuit magazinul în care lucra femeia. L-au prins la Nădlac, când era pe picior să iasă din țară. Tâlhăria a avut loc într-un magazin alimentar din zona Gării din Arad. Bărbatul a intrat cu un cuțit și a amenințat-o pe vânzătoare, o femeie de 58 de ani care era singură în acel moment. Când a încercat să ia banii din casa de marcat, femeia a încercat să-l împiedice pe agresor, însă acesta a rănit-o și a fugit cu aproape 1000 de lei. Femeia a ajuns la spital după ce primii clienți sosiți în magazin au cerut ajutor la 112. Medicii Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad spun că victima are rănușoare în zona feței, respectiv la buză și la ureche, dar și în zona coapă. Victima a rămas internată pentru supraveghere. Cel mai probabil, femeia va fi externată zilele următoare. Potrivit anchetatorilor, suspectul este un bărbat din Iași, în vârstă de 33 de ani. El urmează să ajungă în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă, fiind acuzat de jaf armat. Scenă violentă în fața unei pizzerii din Brăila. Un tânăr de 21 de ani a ajuns la spital cu răni grave după ce a fost bătut și înjunghiat de un grup de indivizi. Acesta a încercat să se apere cu un pistol airsoft cu bile, însă arma nu i-a speriat pe agresori.
Tânărul de 21 de ani lucra ca taximetrist în oraș și venise cu un prieten în timpul liber să ia masa la un local din zonă. Martorii spun că la un moment dat un grup de indivizi s-au luat la harță în interiorul restaurantului, iar cei doi ar fi sărit să-i despartă. Însă au ajuns pe mâna scandalagiilor care au început să-i lovească cu sălbăticie. Tânărul taximetrist a fost lovit cu pumnul în față și cineva i-a spart o sticlă în cap, după care l-a înjunghiat cu un cuțit în spate. Degeaba a încercat tânărul să se apere și chiar dacă avea asupra lui un pistol airsoft cu bile, nu i-a impresionat deloc pe atacatori, ba chiar și-a și pierdut arma în timpul luptei. A ajuns la Spitalul Județean de Urgență din Brăila cu traumatisme la nivelul feței și cu plăgi la mână și în spate în urma loviturilor de cuțit. Polițiștii au deschis acum un dosar penal pentru lovire și alte violențe și au preluat imaginile surprinse de camerele de luat vederi pentru a stabili exact ce s-a întâmplat și pentru a identifica agresorii. Incendiu puternic aseară în Râmnicu Vâlcea, mii de metri pătrați de vegetație s-au făcut scrum în delta Lebedelor, o zonă unică în România. Flăcările înalte de zeci de metri au pus în doar câteva minute stăpânire pe întreaga deltă formată între râurile Olt și Olănești din Râmnicu Vâlcea, o zonă plină cu lebede, rațe sălbatice, grete și alte păsări migratoare, care a fost distrusă de inconștiența unor localnici care au dat foc vegetației uscate. A fost suficient o scânteie luată de vânt ca totul să se facă scrum. Mai grav este că incendiul s-a produs la doar câteva sute de metri de catedrala din zona Ostroveni, dar și de un centru comercial plin de clienți la ora la care au izbucnit flăcările. Din fericire, nu au existat victime, iar pompierii au reușit să stăvilească focul înainte ca acesta să se extindă și să provoace pagube și mai mari. Însă, 5.000 de metri pătrați de vegetație din locul numit Delta Lebedelor au fost făcute scrum. Poliția încearcă acum să dea de urma celor care au fost la un pas să provoace un adevărat dezastru. 7 oameni din Petroșani, printre care și un copil de 5 ani, au ajuns la spital în urma unui accident deosebit de grav. Unul dintre șoferi a pierdut controlul volanului și a intrat în plin într-o altă mașină. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Accidentul a avut loc în plină zi. Un șofer din Petrila a ajuns cu mașina pe contrasens, unde a lovit un autoturism care circula regulamentar, înmatriculat în Argeș. Pompierii detașamentului din Petroșani, specializați în descarcerare și prim ajutor, precum și echipaje ale serviciului de ambulanță județean, au intervenit pentru salvarea a 7 persoane implicate într-un accident rutier. Una dintre victime a fost scoasă dintre fiarele contorsionate de echipajele de descarcerare. Printre răniți s-a aflat și un copil de doar 5 ani care a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare. Traficul din zona a fost paralizat ore bune. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare din culpă. Simona Halep merge în optimile de la Indian Wells, versată în Polonia. Un act care interzice comerțul duminică a intrat în vigoare în acest weekend. Decizia guvernului de la Varșovia a stârnit reacții variate în rândul localnicilor, care se tem că se va ajunge la scăderea vânzărilor și la concedieri masive. Oamenii care au vrut să dea o tură prin hipermarketuri sau mall-uri duminică au avut parte de peisaje nemai întâlnite, aglomerațiile au devenit istorie, iar clădirile, altădată zgomotoase, păreau acum izolate. Acestea sunt efectele noii legi a comerțului adoptată de Varșovia, care își propune să introducă Polonia în rândul lumii bune din Uniunea Europeană. Wierzę w to, że w ten sposób przywracamy normalność. Wierzę w to, że po prostu przyzwyczajimy się do tego, tak jak jest w innych krajach Unii Europejskiej, tak jak jest w Niemczech czy w Austrii. Że po prostu sklepy są zamknięte w niedzielę. Legea vizează în special hipermarketurile și mall-urile, iar prin intermediul acestei autoritățile vor ca angajații să poată să-și petreacă ziua de duminică acasă, în familie. Fac excepție benzinăriile, brutăriile și magazinele din gări și aeroporturi. Părerile în rândul localnicilor sunt împărțite. Mulți dintre ei sugerează că ar trebui făcut ceva diferit pentru salariații care lucrează duminica și nu adoptarea oarbă a unei legi prezente și în alte state ale Uniunii Europene pentru a le face pe plac celor de la Bruxelles. Eu uważam, że to powinno być motywacja, na przykład wyższe płace o 100% w niedzielę, a nie zakazy, bo ta władza się nauczyła tylko zakazywać. Ja uważam, że tak nie powinno być. Alții sunt bucuroși că acesta va fi un prilej ca mai multe familii să petreacă ziua liberă împreună. Mamy czas na zakupy w tygodniu. Niedzielę.
to my idziemy. Na mszę świętą, spotykamy się z rodziną. Economiștii au fost sceptici, temându-se că se va ajunge la scăderea vânzărilor și la concedieri. Astfel de măsuri sunt în vigoare în Germania și Austria, iar Ungaria a adoptat o lege similară în 2015, dar s-a dovedit a fi atât de neinspirată încât autoritățile au retras-o după doar un an. Tragedia aviatică în New York, cel puțin 5 oameni au murit și un al șaselea a fost rănit după ce un elicopter s-a prăbușit în estuarul East River. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Drama s-a petrecut în cursul serii și a îngrozit pe cei care se plimbau pe malul estuarului East River. Oamenii au privit înmărmuriți cum elicopterul roșu se îndreaptă cu viteză spre apă. Impactul a fost unul violent, iar puțini au fost cei care le-au dat șanse de supraviețuire celor aflați la bord. În mod miraculos, însă, pilotul a reușit să iasă de unul singur din epava elicopterului, fiind salvat de un remorcher. Imagini cu supraviețuitorul ajungând la mal au făcut rapid în conjurul mediului online. Din păcate, cei 5 pasageri nu au fost la fel de norocoși. Inițial, autoritățile americane au precizat că au scos din apa de circa 0 grade Celsius 2 oameni decedați și 3 care se aflau în stare critică, dar aceștia din urmă au fost declarați la rândul lor morți după ce au fost duși la spital. Aeronava, care aparține companiei Liberty Helicopters, fusese închiriată de un grup de fotograf pentru un tur aerian al orașului New York. Liberty Helicopters este singura companie din New York care are permisiunea de a zbura la mai puțin de 300 de metri distanță de statuia Libertății și astfel este una dintre cele mai populare printre fotografi și turiști. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a afla motivele prăbușirii, primul indiciu fiind faptul că pilotul a transmis un semnal de urgență la scurt timp înainte de prăbușirea aeronavei, menționând probleme la motor. Scene halucinante făcute de Răzvan Lucescu în Grecia, patronul lui PAOK Salonic, a intrat în armat pe teren și l-a amenințat cu moartea pe arbitru. Partida PAOK Salonic AEK Atena s-a întrerupt în ultimul minut după ce un gol al gazdelor a fost inițial validat, iar apoi anulat. O fază care l-a scos din minți pe Ivan Savidis, patronul rus al celor de la PAOK. Ivan Savidis a pătruns pe teren cu un pistol la brâu însoțit de bodyguard și a vrut să-și facă dreptate pe cont propriu. Gărzile de corp ale patronului l-a oprit pe finanțatorul lui PAOK în momentul în care acesta a luat-o la fugă spre o persoană aflată pe margine, cel mai probabil spre observatorul meciului. Potrivit raportului făcut de arbitrul meciului, Savidis l-a și amenințat cu moartea. Ești mort, i-ar fi spus finanțatorul celor de la PAOK arbitrului. Incidentul extrem de grav o poate costa scump pe echipa antrenată de Răzvan Lucescu. PAOK ar putea fi chiar retrogradată, mai ales că scandalul vine după un altul din derbiul cu Olympiacos. Atunci fanii lui PAOK l-au lovit cu o rolă de hârtie pe antrenorul lui Olympiacos, iar arbitrul a trimis inițial echipele la vestiare, după care a anulat meciul. Totul a pornit de la belgianul Kevin Miralas de la Olympiacos, care le-a făcut semne obscene fanilor lui PAOK, iar aceștia au reacționat. Vedem în continuare cum un pui de elefant de 6 luni din Thailanda le-a dat mari bătăi de cap unor turiști care au fost însăcinați să se ocupe de toaleta lui. Mamiferul nu a vrut nici în ruptul capului să fie curățat. Iată! Kan du holde den, Sofia? Scene incredibile surprinse pe faimosul pod al portului din Sydney. Traficul pe celebrul obiectiv turistic a trebuit să fie închis după ce poliția a început o urmărire pentru a încerca să captureze un cangur adult care zburda pe pod. Oh,
Deși cangurii sunt animalele reprezentative pentru Australia, mai rar se întâmplă ca mamiferele săltărețe să ajungă să exploreze junglele urbane. Astfel, șoferii au sunat panicați la poliția din Sydney în momentul în care calea le-a fost tăiată de un cangur apărut în mijlocul străzii din Senin. După ce traficul a fost închis pe podul portului, una dintre cele mai faimoase atracții turistice din Sydney, polițiștii au încercat prin variate metode să prindă cangurul fără prea mult succes. În cele din urmă, trei ofițeri au intervenit simultan și au reușit să prindă și să imobilizeze animalul, care a fost ulterior trimis la grădina zoologică Taronga din apropiere pentru tratament. Fortunately, there didn't seem to be any significant injuries. It had some minor grazes on its face and its hind legs. And I took some x-rays its whole body to rule out any fractures and things like that. And there didn't seem to be any major injuries. Medicii veterinari susțin că mamiferul se va reface rapid și va putea fi repus în sălbăticie. Atât pentru această oră, sunt Aneta Sângerzan. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. La fix vă revedeți cu colega mea, Gențiana Coman, iar eu vă aștept la ora 14. Pe curând! Când sunt răcit, nimic nu funcționează la birou.